Primarii din comunele gorjenești au de gând să petreacă un revelion de neuitat. Au pregătit numeroase surprize pentru localnici, iar la miezul nopții, după ce vor ciocni un pahar de șampanie, vor încinge hora în mijlocul satului. Pentru cetățenii comunei Glogova am pregătit un foc de artificii în fața sediului primăriei Glogova. Și așteptăm pe toți să fie prezent, să sărbătorim trecerea în noul an 2015, pe care ne-l dorim mai plin de satisfacții. La Roșia de Amaradia, terenul de sport va deveni scenă pentru sătenii care vor participa la petrecerea organizată de primar. Edilul a tocmit o formație de muzică populară care să le cânte localnicilor, iar după focul de artificii de la miezul nopții, toți se vor înfrupta din berbecul rumenit la proțap și tocanul de oaie care va fi pregătit lângă focul de tabără. Pentru că vom avea o formație de muzică populară și vom avea un foc de tabără în jurul focului de tabără, cu siguranță cetățenii vor întinde ore populare specifice localității Roșia de Amaradia. De asemenea, vor servi o țuică fiartă, un vin fiert, un ceai, vom avea și o gusterică. În alte comune din județ, unde bugetul nu permite organizarea unui foc de artificii, primarul va păși în noul an la biserică alături de enoriași. Înainte de ora 12, o să mergem la cele două biserici, Penticostală și Baptistă, din, împreună cu viceprimarul și alți membri ai primăriei, unde se organizează sfârșitul de an ceremonii religioase, după aceea la Biserica Ortodoxă Bolboasa, înainte de ora 12. Pe 1 ianuarie, edilii vor continua petrecerea în familie.